Bună ziua! Astăzi am deosebită onoare și plăcere să vi-l prezint pe Daniel Văduva, un tânăr de 28 de ani, care a trecut prin câțiva ani de închisoare, dar acolo a învățat multe lecții de viață. Bună și bine ai venit! Bine v-am găsit! Arăți așa de frumos și așa de tânăr, dacă te vede cineva, nici nu-și dă seama că în spatele tău există 5 ani de închisoare. Hai să vedem de ce a trebuit să ajungi acolo. Am ajuns în primul rând închis la 16 ani. Am fost închis în penitenciarul Timișoara pentru mai multe furturi, spargeri, iar după o perioadă de 3 ani am ajuns în penitenciarul din San Polte din Austria. Deci fiind în închisoare, ți-ai propus câteva țeluri sau câteva scopuri în viață sau te-ai gândit, o să treacă și asta și din nou o să fur, din nou o să ajung la locurile la care am fost? Nu neapărat, m-am gândit că poate o să duc o viață mai bună făcând lucrurile acestea, dar se pare că n-a fost așa. Te simțeai mulțumit când făceai aceste lucruri? Sau ce sentiment aveai? Nu știu, mă simțeam așa, nu știu, kleptoman să spun. Și când ajungeai în închisoare, te gândeai să ieși sau efectiv îți plăcea să stai acolo? Efectiv, când ajungeam acolo, apelam la Dumnezeu. Adică acolo strigam către Dumnezeu și spuneam, Doamne, scapă-mă că n-am să mai fac nimica, mă rugam, citeam Biblia, dar când ieșeam afară eram alt om. Dar de unde știai tu pe Dumnezeu și să citești din Biblie? Pe Dumnezeu l-am cunoscut la vârsta de 5 ani, 5 ani și ceva, mergeam cu bunica mea la biserică, era o biserică baptistă. Ea m-a învățat peripețiile lui Daniel, cu și-a tragă Meșac și Abednego, psalmul 23 al lui David, Domnul este păstorul meu, și am observat că pe parcursul vieții mele Domnul chiar este păstorul meu. Te gândeai la acele momente de clipele care le-a petrecut cu bunica ta în biserică? Te-ai gândit că Dumnezeu te poate scăpa de aceste vicii? Sincer să spun, m-am gândit că sunt niște lacrimi care au ajuns acolo în burduful lui Dumnezeu datorită bunicii mele, care știu că s-a rugat până a încetat din viață, până a plecat din această lume. S-a rugat pentru mine ca să mă întorc și eu cu fața către Dumnezeu. Care era profilul unei zile petrecute în închisoare? Profilul unei zile, începeam dimineața, era apelul de dimineață, veneau polițiștii de acolo, de la Administrația Națională a Penitenciarelor, făceam apelul, pe urmă mâncam. La o oră anumită, până sau după prânz, ne scoteau la plimbător, iar restul orelor le petreceam în cameră, jucam cărți, uneori jocuri de noroc, barbut și alte lucruri. Și în rest povesteam din amintiri, adică făceam lucrurile ca să treacă timpul mai repede, ca să ieșim afară. Și au trecut câțiva ani. Cum ai avut contact în închisoare cu pocăiții? Sau mai bine zis, cu Evanghelia? În închisoare, de multe ori, bineînțeles, am avut ocazia să-l întâlnesc, nefăcându-i reclamă, cu Irinel Ștefan, cu Vasile Tofan, care veneau, pot să spun, mai des și predicau Evanghelia în penitenciar și chiar eram pătruns, chiar eram străpuns, să spun așa, de cuvântul lui Dumnezeu și aveam o cercetare în inima mea, dar totuși ceva mă ținea legat de partea rea. Ce experiență te-a marcat cel mai mult în închisoare? Cea mai mare experiență care am avut-o când am intrat, am crezut că parcă m-au dus în Afganistan, adică în penitenciarul Craiova, când am intrat prima oară la penitenciarul de minori și tineri, era un băiat tăiat pe sub braț, de sus până jos și l-am văzut, se vedeau foarte, foarte des deținuții și am zis, Doamne, zic, unde am ajuns? Cred că am ajuns mai rău ca în iad. Asta a fost cea mai urâtă experiență, să spun. Și cea mai frumoasă experiență a fost când Dumnezeu mi-a vorbit prima oară în penitenciarul Arad.
Haideți să vedem câteva lecții care le-ai învățat tu de acolo și care poți să le spui mai departe sau poți să-i sfătuiești pe tineri să nu le facă. Lecțiile care le-am învățat în închisoare au fost disciplina. Pot să spun că m-am apropiat de Dumnezeu. Sunt lucruri care pentru mine a fost constructivă închisoarea. Pentru alții poate să fie destructivă. Adică sunt unii oameni care nu încetează, poate până mor, fac închisoare în continuu. Pentru mine Dumnezeu avea un plan ca să mă călească, ca să pot să fiu un mesager pentru alții care trec pe acolo. Eu așa am luat-o. Deci te-a învățat disciplina, apoi te-a învățat că trebuie să spui la alții, adică tu să poți să spui la alții. Să fie o mărturie oameni, vie exact, pentru alții. Exact, un model pentru alții, ca să poți să-i înțelegi efectiv am pe înțeles, alții. Da. O altă lecție? O altă lecție am învățat-o că trebuie să fim... Să fim corecți în viața de zi cu zi, adică m-am învățat să muncesc, m-am învățat să țin lingura și furculița în mână, adică am avut, nu vreau să spun așa, am avut o relație mai rece cu familia mea și atunci, să spun așa, penitenciarul sau viața de după gratii mi-a fost mai ca o familie, să spun așa. Wow, cuvinte foarte mari. Da. Dar să vedem de ce 5 ani și cum ai ajuns în închisorile din Austria. Executând 3 ani de zile în România, am decis ca să plec în afara țării. Am fost aproape în toată Europa. Doar în Austria am avut, să spun așa, ocazia cea mai drastică să fiu condamnat la o pedeapsă de 3 ani și jumătate de închisoare. Pentru ce? Au fost niște spargeri. Am spart 2 magazine și am furat 2 biciclete. Dar au fost, să spun, constructive lucrurile pentru mine în Austria, datorită faptului că am avut ce învăța. Acolo avea Dumnezeu ca să însămânțeze cuvântul lui în inima mea, pentru că eram un fel de traducător pentru români în închisoare când veneau cei de la Biserica Evanghelică. De ce? Vorbești limba germană? Da, vorbesc 3 limbi străine, germană, italiană, engleză. Unde le-ai învățat? Italiana, am stat un an de zile în Italia, engleză cunosc de când eram copil mic și germană datorită faptului că am stat 2 ani în Austria închis și 2 ani am lucrat în Germania. Deci, în final și la urmă, urmei, închisoarea te-a ajutat să înveți o altă limbă, da, străină. Da. Dar după ce ai, cât ai executat în Austria? În Austria am executat 2 ani de zile. Am primit în primă instanță 3 ani de zile, spunându-mi judecătorul că ne vom mai întâlni încă o dată pentru că am fost acuzat de tăinuire. După care mi-a mai dat încă 6 luni de zile. Și am stat din 3 ani jumătate, am stat 2 ani închis. Haideți să vedem care a fost momentul forte când te-ai întâlnit cu Hristos. Momentul când m-am întâlnit cu Creatorul, pot să spun, cu Domnul nostru Iisus Hristos, a fost într-o seară când m-am dus... De fapt aveam o prietenă care tot așa venise la Hristos de vreo 2 ani jumate, era întoarsă în Germania, după ce m-am eliberat din Austria, am plecat în Germania și într-o seară chiar am vrut să văd cine a schimbat-o și pe ea. Și se pare că cine a schimbat-o pe ea m-a schimbat și pe mine. Ideea a fost în sine de la o seară de rugăciune care ne-am strâns. Acolo a fost impactul meu și întâlnirea mea cu Hristos. Cum l-ai descrie pe Hristos acum? Totul. Ce înseamnă? Adică totul. Pentru mine este totul. Este și dragoste, este și... Absolut tot. Este totul pentru mine. Și mamă, și tată, și frate, și soră, și absolut tot. Este totul. Eu îl cataloghez și îl iau cu mine în toate lucrurile care le fac. Îl iau cu mine. Ce regreți că puteai să faci și n-ai făcut? Nu regret nimica pentru că... Dacă aș regreta, pot să spun că nu mai aș fi putut să mă întâlnesc cu
cu Hristos și să fiu în ceea ce El a vrut să mă pună de la început. Cred că Dumnezeu te-a iubit foarte mult și te-a dus prin închisoare ca acolo să-L cunoști efectiv pe El. Haideți să vedem ce le poți transmite tinerilor și celor care ne ascultă și vizualizează acest interviu. Aș putea să le transmit un singur lucru. Fiecare lucru rău este o construcție spre bine și eu cred că Dumnezeu are plan cu fiecare în parte și cred că Dumnezeu ar putea să schimbe vieți și astăzi, clar, așa cum m-a schimbat și pe mine. Foarte important este să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră. La fel, foarte important este că Dumnezeu ne duce prin acele locuri unde El consideră că viața noastră trebuie să fie predată pentru El. Deci, dragi tineri și cei care ne ascultați, Dumnezeu face din lucruri imposibile lucruri posibile, chiar și la închisoare, dacă e planul Lui, acolo face să se desfășoare și să se descopere. Dar este important, haideți să nu ajungem acolo, dar să nu uităm, Filipeni 4:13 se potrivește cel mai bine, pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!